Bună ziua! Sunt Vali Conea și astăzi vă prezint materialul intitulat Incendiul devastator care a distrus Brașovul. Material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Simbolul Brașovului, Biserica Neagră. Astăzi mai toată lumea cunoaște simbolul orașului Brașov, renumita Biserica Neagră, dar puțin știu de unde îi vine numele. Biserica Neagră de astăzi se înalță pe locul unei biserici romanice mai vechi, din secolul al XIII-lea. Construcția ei a început în anul 1383, atunci când Brașovul se afla într-o perioadă de puternică dezvoltare culturală și economică. În momentul finalizării, în anul 1477, parohia brașoveană, la acea dată de rit catolic, a primit hramul Sfintei Maria. În prezent, Biserica Neagră aparține cultului evanghelic. Cel care a finanțat construcția bisericii a fost voievodul Iancu de Hunedoara. De-a lungul timpului a fost afectată de mai multe cutremure, iar devastatorul incendiu din 21 aprilie 1689 a distrus-o aproape în totalitate. Focul a cuprins biserica parohială, distrugând acoperișul și mobilierul din interior. Credincioșii au reușit să strângă fondurile necesare și să înceapă reconstrucția edificiului. Lucrările de renovare extinse, care au conferit interiorului un aspect baroc, au durat mai bine de 30 de ani, fiind încheiate în 1722, când a avut loc o nouă inaugurare. Biserica Neagră a fost refăcută cu ajutorul unor meșteri veniți din orașul Danzig, actualul Gdansk, din Polonia, pentru că meșterii locali nu știau cum să închidă bolți de dimensiuni atât de mari. De atunci, ruina înnegrită de fum s-a numit Biserica Neagră, iar culoarea exterioară cenușie a fost păstrată. Biserica Neagră este cel mai mare edificiu de cult în stil gotic din sud-estul Europei, dar este celebră nu doar prin dimensiunile sale, ci și prin faptul că aici se află cel mai mare clopot din România, un clopot din bronz care cântărește 6 tone. Dar să vedem și ce relata mai de mult istoricul și academicianul Sextil Pușcariu. Numele acesta i s-ar potrivi și fără să fi fost pradă flacărilor, căci piatra din care este zidită, nisipoasă și ușor de cioprit, are o față întunecată. Nu seamănă nici cu marmura albă a domului din Milano, nici cu piatra trandafirie care dă catedralei din Freiburg am Breisgau acest unic aspect desfătat. Statuia copilului a plecat și legendele ei. Biserica Neagră conține o statuie cu totul atipică pentru un lăcaș creștin. Este vorba de statuia unui copil care pare să stea aplecat. Nimeni nu a putut încă stabili până astăzi care este de fapt adevărul din spatele acestei statui, dar în schimb circulă mai multe legende urbane despre ea și de cum a apărut. Astfel, una dintre legende spune că statuia înfățișează un ucenic care a fost omorât de invidie. Se spune că băiatul era foarte priceput, iar meșterul șef care lucra la construcția bisericii s-a temut că acesta îl va întrece și îi va lua locul. Așa că și-a împins ucenicul de pe biserică, iar acesta a murit. Ulterior, meșterul a aflat că băiatul îl admira foarte mult și că vorbea foarte frumos despre el. Măcinat de remușcări, a ridicat această statuie. Legenda mai spune că meșterul a recunoscut ce a făcut și a fost condamnat la moarte. O altă legendă povestește că la originea statuii ar fi un accident și că fiul unuia dintre meșteri a căzut în timpul construcției, chiar sub ochii tatălui său. Răpus de durere, bărbatul a sculptat o statuie care îl înfățișează pe fiul său, așa cum l-a văzut ultima oară. Cimitirul care schimbă istoria. Între anii 2012-2013, arheologii care au făcut săpături în curtea Bisericii Negre au descoperit aici peste 1400 de morminte și multe vestigii extrem de valoroase. Cele mai importante sunt două plăci funerare de la începutul secolului al XVIII-lea. Una dintre plăci are 2 metri lungime și a fost găsită chiar la intrarea principală. Mormintele descoperite sunt însă mult mai vechi și s-a avansat teoria potrivit căreia Brașovul este mai vechi decât ce se scrie acum în documentele oficiale. Astfel, descoperirile de la Biserica Neagră arată că la Brașov a existat o comunitate cu câteva zeci de ani înainte de anul 1235, anul primei atestări documentare a orașului. Viața în Brașovul de acum sute de ani. Brașovul era acum 500 de ani cel mai mare oraș din Transilvania, chiar dacă nu avea nici măcar 15.000 de locuitori, iar viața de aici combina lucrurile bune cu cele rele. Existau farmacii și hanuri,
Negustorii aduceau mirodenii din Orient, s-au înființat școli, iar după 1550 s-au tipărit multe cărți. Același oraș trăia însă vremuri instabile și era lovit de câteva ori pe secol de catastrofe care făceau multe victime. Fie că este vorba de epidemii de ciumă, incendii, cutremure sau invazii armate. Dar Brașovul cunoștea și o viață urbană violentă și nu lipseau nici execuțiile publice și exista un deal al spânzurătorilor. Cronicile arată că într-o perioadă de 30 de ani din secolul al XVI-lea au fost duse la îndeplinire de către călăii orașului 120 de sentințe, printre care se numără torturi, spânzurări, arderi pe rug, tăieri de urechi, bătăi și alungări din oraș. Se știe că, în general, călăii orașului, gâzii, erau mai ales țigani și s-au păstrat înregistrări detaliate în care erau consemnate prețurile plătite pentru materialele necesare la arderile pe rug și la torturi. Exista și un călău șef, asistat de unul sau două ajutoare. De asemenea, în piața centrală a orașului, actuala Piața Sfatului, a existat din anul 1595 și un stâlp al infamiei, inaugurat prin decapitarea unui valon care își unghiase un camarad de arme. Abia 200 de ani mai târziu, stâlpul infamiei a fost mutat în afara zidurilor, iar un alt loc de execuție era la ieșirea din cetate către cartierul Blumana, locul fiind menționat într-o cronică din anul 1546 ca fiind cel în care erau arși oamenii. Era un loc situat în afara zidurilor orașului și unde, conform documentelor, au fost arse femei acuzate de vrăjitorie. Un alt loc al execuției era Kallenberg, dealul spânzurătorilor, în zona dealului Melcilor de astăzi, iar acolo exista o spânzurătoare de piatră. Brașovul avea în secolul al XVI-lea, lucru foarte rar, un medic șef al orașului, iar printre cei care au deținut funcția numărându-se chiar și un medic din îndepărtata Flandră. În anul 1512 a fost atestată la Brașov și prima farmacie. Brașovul era un oraș foarte comercial. Printre cele mai scumpe mărfuri erau pânzeturile fine din Viena sau Bruj, broderiile din Spania sau covoarele și mătasea brută din Imperiul Otoman. Meșterii locali erau cunoscuți pentru hamuri și funii. Mirodenile reprezentau peste 20% din comerțul total în secolul al XVI-lea, iar diversitatea lor era uimitoare și prețul foarte mare, fie că vorbim despre piper, migdale, nucșoară, smochine, stafide, zahăr candel sau vanilie. Existau și hanuri, unele mai elegante, altele mai modeste. Hanul mare se afla pe strada lungă, în apropierea străzii Mureșenilor și a fost să-i porți a mănăstirii. Un alt han era într-un fost lazaret de leproși. Brașovenii au început, după anul 1500, să construiască masiv fortificații, dar era un caz special, orașul fiind înghesuit între două dealuri înalte. Singura șansă ca lucrurile să iasă bine a fost ca brașovenii să folosească relieful în propriul avantaj, ridicând fortificații exterioare pe pantele dealurilor. Dezastrele brașovenilor. De-a lungul timpului, orașul cetate Brașov a cunoscut și multe lovituri, adevărate catastrofe. Istoricii consideră că primii coloniști germani s-au stabilit în țara Bârsei, implicit la Brașov, undeva pe la anii 1210-1220, când ar fi întemeiat prima așezare numită Corona, în jurul Bisericii Negre de astăzi. Dar totul a fost distrus de invazia mongolă la anul 1241. Apoi tătarii au mai atacat de câteva ori în următorii ani, 90 la număr, dar după 1335 situația a devenit mult mai stabilă și orașul s-a putut dezvolta. Prima mare catastrofă a fost în anul 1421, atunci când orașul a fost cucerit de turci și distrus aproape în totalitate. Apoi a fost lovit de mai multe epidemii de ciumă, precum ciuma cea mare, așa cum a fost numită cea din anul 1660, atunci când județul Brașovului a fost răpus de cumplita boală. Despre o altă ciumă, cea din 1600, se spune că făcea zeci de morți pe zi. Conform istoricilor, între anii 1500 și 1700, orașul Brașov era lovit de dezastre mari odată la 2-3 decenii, iar revenirea la normalitate era grea și complicată. După mijlocul secolului al XVI-lea s-au petrecut schimbări religioase dramatice, iar Brașovul a fost centrul unor lupte efective între adepții diferitelor culte. Biserica catolică s-a zdruncinat puternic în Transilvania,
unde a crescut mult numărul luteranilor, calviniștilor și unitarienilor. Toată această luptă de idei a generat situații conflictuale complicate, dispute și rivalități, încât unele personaje au trecut atunci, de-a lungul vieții lor, prin patru confesiuni. S-au născut catolici, apoi au devenit luterani, apoi calvini și, în fine, unitarieni, scria istoricul Ioan Pop. Au fost însă și multe cutremure care au provocat diverse distrugeri în Brașov, între secolele 15 și 17. Cronicile indicând stricăciuni în anii 1471, 1590, 1605 sau 1681. Despre cutremurul din anul 1471 se menționează în cronica abației austriece Melk, unde se spune că s-au prăbușit aproape toate casele și o parte dintre zidurile cetății. Cronicile spun că epidemia de ciumă din 1603-1604 a fost precedată de foamete, astfel că oamenii din țara Bârzei ajunseseră să mănânce plante fierte, ghindă, jir, scoarță de copac și chiar leșuri de animale. Faptul că brașovenii deveniseră îngroziți de ciumă o arată și faptul că în anul 1530 magistratul orașului a comandat o carte a unui doctor numit Sebastian Paujner, iar cartea apărută în Sibiu în 1551 recomanda fuga din fața ciumei. Orașul nu a fost scutit nici de inundații devastatoare, cea din 1526 provocată de pârâul Tocile, afectând grav zidul de vest al cetății. Dar brașovenii au trecut, deși pare greu de crezut, și prin invaziile de lăcuste, care au făcut de câteva ori distrugeri și au dus și la foamete, de exemplu anul 1542. Dar cele mai mari distrugeri au fost provocate de incendii. Marele incendiu din anul 1689. Brașovenii se temeau de incendii și asta se datora faptului că orașul, începând cu primul mare incendiu din anul 1414, cunoscuse destul de multe tipuri de dezastre. De aceea, conducătorii orașului înființaseră un grup de paznici de noapte care umblau cu un mic bucium și făceau atenți pe cetățeni să stingă lumânările și focurile. Și cu toate astea au fost incendii care au distrus zeci de case. O altă măsură a fost construirea străzii Sforii ca o scurtătură pentru intervenția de urgență a pompierilor între străzile Poarta Schei și Cerbului din cetatea Brașovului. A fost menționată pentru prima dată în documente în secolul XV și este pe locul 3 între străzile cele mai înguste din Europa, având 80 de metri lungime și o lățime între 111 și 135 de centimetri. Strada a fost renovată în anul 2018, atunci când a fost transformată într-o galerie de artă stradală. Una dintre cele mai negre zile din istoria orașului este legată de marele incendiu din 1689, atunci când au murit sute de oameni. Acest dezastru din 1689 nu a fost uitat niciodată de brașoveni. Centrul orașului a fost complet distrus și a fost nevoie de un secol pentru ca Brașovul să-și recapete cât de cât strălucirea pierdută atât de dramatic. În după amiaza zilei de 21 aprilie 1689, a izbucnit pe ulița Funarilor, actuala strada a castelului, un mic incendiu care însă, pe moment, nu a trezit îngrijorări și trupele austriece, care staționau în oraș, nu au luat măsuri speciale. Dar brusc, s-a întețit un vânt extrem de puternic și doar în câteva zeci de minute, focul s-a răspândit și a cuprins întreaga parte a Brașovului dinspre dealul Tâmpa. Datorită vântului care purta scântei, au apărut noi focare de incendiu în Târgul Cailor, azi Gheorghe Bariț, și pe strada Porții, azi Republicii, astfel încât, în doar câteva ore, întreg Brașovul a fost cuprins de flăcări. Rând pe rând, Turnul Alb, Turnul Negru, Casa Sfatului și Biserica Neagră au fost distruse. Tot în acest dezastru a pierit și faimoasa biblioteca lui Johannes Honterus, o pierdere irecuperabilă și incomensurabilă pentru cultura și știința României. Oficial s-au numărat circa 300 de victime, iar pagubele materiale au fost imposibil de evaluat. Practic, întreg orașul a fost distrus, iar puterea economică a Brașovului a fost redusă la zero. Și, timp de aproape 100 de ani, Brașovul a rămas o ruină înnegrită de fum. Se spunea că mirosul îngrozitor s-a simțit 30 de ani de zile. Unii contemporani au lansat atunci ideea că incendierea a fost premeditată, fiind efectuată de către trupele imperiale austriece la ordinul superiorilor, dovada constând în pasivitatea trupelor din momentul începerii incendiului,
dar este doar o teorie nedemonstrată de probe concludente. Și totuși, trebuie spus că, în urmă cu un an, brașovenii s-au răsculat împotriva noii conduceri a orașului, invocând fiscalitatea excesivă impusă de noua stăpânire habsburgică. Răscoala a fost înăbușită de trupele generalului veteran și a cancelarului Teleki. Incendiul să fi fost un mod de răzbunare a imperialilor austrieci, se întreba istoricul Teodor Scarlatti. Dezastrul a fost atât de mare deoarece majoritatea caselor erau construite din lemn, iar sursele de apă erau puține în acest oraș de munte. În urma acestei calamități, autoritățile brașovene au decis interzicerea construcției caselor din lemn. De aceea astăzi, toate casele păstrate în centrul istoric sunt din piatră și cărămidă. Conform cronicarilor, refacerea orașului a durat mai bine de un secol. Așa cum am mai precizat, cea mai importantă victimă a fost Biserica Sfânta Maria, care de atunci, după incendiu și reconstrucție, a purtat numele care a făcut-o celebră, Biserica Neagră. Marele incendiu de la finalul secolului XVII a cauzat mari stricăciuni catedralei din centrul orașului, înnegrite de fum, și s-a zis de atunci Biserica Neagră, scria Sextil Pușcariu. Incendiul a ars acoperișul și interiorul bisericii. De asemenea, au ars multe case din zona cetății și din șchei. Concluzie. Astăzi știm că Brașovul a fost unul dintre cele mai importante localități din Transilvania. Și o dovadă a importanței orașului este faptul că în anul 1441, Iancu de Hunedoara le-a permis brașovenilor să bată monedă proprie, dovadă a unei autonomii extrem de mari. Și să nu uităm că există și celebra scrisoare a lui Neacșu din Câmpul Lung, anul 1521, care este cel mai vechi document păstrat scris în limba română, dar și faptul că aici diaconul Coresi și-a publicat cel mai importante cărți după anul 1550, atunci când Brașovul a devenit un centru important al tipăriturilor. Și cu toate astea, Brașovul este orașul de pe tot cuprinsul României de astăzi, cel mai lovit de dezastre umane sau calamități naturale, dintre care marele incendiu din anul 1689 rămâne de referință. V-am prezentat un material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valiconea vă urează toate cele bune!